Salut, fecioare! Voi face relațiile pentru un bărbat, relații în decembrie, cu ascendent zodie în fecioară. Folosind oracolul Lenormand și runele. Haideți să vedem. Deci, la baza pachetului, aveți un călător. Deci, ne gândim la o veste, la o persoană atletică care vine și vă aduce o informație, o veste, vă comunică ceva sau vă transmite. Și să începem, iată, contract. Cheia, muntele, norii. Și pagubă. Voi, fecioarele, mi se pare că și femeile ați avut pagubă. Deci, dacă vorbim de voi, aici sunteți, s-ar părea că sunteți totuși preocupați de a face niște speculații, de a gândi la ceva, de a analiza ceva. Și iată că vine un contract. Vorbim despre această inel, un contract din partea unei persoane care vi-l transmite. Deci este un contract pe care îl primiți. Fie că este de la locul de muncă sau din altă parte, voi veți avea acest contract. Inelul. Poate să fie pentru unii, dar nu avem aici inimă, nu avem nicio femeie, deci nu putem vorbi despre o logodnă sau altceva. Ne putem gândi în primul rând la un contract sau vă transmite ceva legat de un contract. Să vă promită ceva, să vă aranjeze ceva, să vă ajute cu ceva. Sunt aspecte legate mai mult de contracte sau asocieri. Și lângă acest contract, vedeți, aveți norișorii care arată la ceea ce voi v-ați fi așteptat. La ce s-ar putea întâmpla legat de acest norișori, s-ar putea să fie și o relație, să zicem, care presupune destul de multă patimă aici, ne-am gândit mai repede. Și totuși aceste aspecte implică și cheia, dând aspect de rezolvarea unor secrete, unor lucruri ascunse. Deci acestea sunt aspectele care vă implică pe voi în primul rând. Dacă vorbim de cheia, poate să fie o soluție bună. Cheia poate să fie ceva norocos totuși, care poate să dezlege un secret, dar este și cu noroc, am putea, cu o reușită, cu o realizare. În schimb, acest munte arată
arată eforturile pe care le faceți, eforturi care am zice vă solicită foarte mult. Nu este ușor să depășești acest blocaj, muntele, și aceste eforturi poate să arate și o persoană care este destul de puternică și vă stă împotrivă. O persoană, să zicem, de temut, care se împotrivește, vi se împotrivește. Voi trebuie să faceți efortul să depășiți această persoană, dar într-un termen destul de scurt s-ar putea să aveți o lămurire, o rezolvare în 2 săptămâni, 3 săptămâni. Și vedeți aici acest blocaj care vă cere eforturi foarte mari, poate să fie și legat de cheltuieli sau de eforturi intelectuale, fizice. Vă duce spre găsirea unei soluții a problemei. Problemă care puteți să o rezolvați, am mai spus lucrul acesta, cheia vă dă această șansă și pe deasupra aveți deci o șansă norocoasă și aceste, să zicem, sfaturi prin care ați putea să faceți față acestor blocaje care se referă mai mult probabil la familie, la cineva din familie. Dar și aceste sfaturi, să zicem, vă solicită destul de mult pentru a depăși aceste blocaje. Sfaturile, să zicem, sunt ceea ce v-ați dori voi să împliniți, să așteptările voastre. Voi chiar priviți spre aceste așteptări ale voastre pentru a debloca această situație. Și lăsați patima cumva în spate. Nu vă solicită prea mult. În schimb, aici aveți acest pom care este totuși vorba de o situație destul de dificilă, fiindcă vorbim de persecuția voastră, hai să nu zicem persecuție, sau putem spune și persecuție, trădare, nedreptăți care vi s-au făcut. Nedreptăți care v-au făcut să vă maturizați, să vă dezvoltați mai mult în singurătate, dar să vă și ancorați în problemele pe care le aveți pentru a găsi o siguranță în viața voastră. Și acest aspect vă dă puterea de sănătate, dar am putea spune că treceți totuși printr-un moment destul de nesigur din punct de vedere al sănătății. Aceste nedreptăți, aceste eforturi pe care le-ați făcut, am zice, vă afectează cumva sănătatea. Lăsați cumva în spate, nu dați importanță prea mare sănătății, dar mare atenție că este bine să vă întrețineți sănătatea. Și mai ales după o perioadă destul de dificilă, grea. Acești șoareci arată îngrijorarea voastră privind sănătatea, stresul,
slăbiciunile pe care le aveți. Deci, sunteți totuși îngrijorați de această situație, dar, așa cum am spus, atitudinea voastră este mai mult spre a găsi niște sfaturi, niște soluții. Și aici aveți steluțele care vă trimit la speranțe. Speranțe care sunt legate de contracte. Da, deci poate fi vorba despre un contract, o asociere care vă dă așa niște șanse să sperați aceste rezolvări, steluțele. Să fie vorba de venirea unui copil, de un succes, de fericire, deci ceva care vă bucură. Speranțe. Aceste speranțe vin în primul rând, să zicem, și cu anumite cheltuieli, anumite riscuri în care s-ar putea să fiți păcăliți, furați, să pierdeți niște bani sau să pierdeți timp sau ați pierdut timp din cauza unei situații dificile și totuși aveți un sprijin în familie. Și poate să fie un sfat bun, chiar pentru unii s-ar putea să fie un aspect care vă leagă de familie, să zicem, de o relație, o relație cu o anumită persoană. De altfel, aici, cum să spun așa, bântuie o umbră de relație cu o femeie, care puteți să aveți o relație stabilă, să vă doriți acest lucru, poate că voi vă doriți acest lucru. Deci, avem în primul rând aceste speranțe, dacă vedeți, bucurie, contracte, veste pe care o primiți. Poate să fie, poate chiar, cum să spun, o relație care se stabilește între două persoane, dar totuși aveți și eforturi, eforturi foarte mari pe care trebuie să le faceți să deblocați o situație. O situație care, am zice, va afecta destul de mult sănătatea, nervozitatea. Să vedem ce spun și runele, că m-am întins prea mult. Vedeți aceste citiri cu Lenormand, ele durează foarte mult, nu sunt, că se fac legături între cărți și avem și destul de multe rune. Să oprim numai ce avem nevoie. Și iată ceea ce apare aici. Sper să le vedeți, să le deplasez puțin așa. Le lăsăm așa cum sunt grupate. Deci, uitați problemele de sănătate care apar și trebuie să fiți foarte atenți la aceste probleme de sănătate, da? Această carte care arată o cădere de vitalitate, de energie. Un secret urât, uitați-l, un secret urât pe care o să-l aflați. O persoană care v-a făcut multe probleme și veți afla secretul ei și o să vă dezamăgească, o să vă facă să vă schimbați părerea. Foarte mult vă afectează această situație. Totul este blocat cu această rună care arată grindina, da? Totul este blocat. Nu puteți face mare lucru, orice ați încerca, vă blocați, tot timpul vă blochează cu acest secret, această persoană, lipsa de vitalitate. Voi
ați făcut probabil cu timp în urmă o alegere. Ciocanul lui tot răsturnat arată că ați făcut o alegere, dar ați făcut o alegere greșită. Chiar dacă ați primit niște indicații, poate, dar n-ați ținut seamă de ele, până la urmă ați cedat la niște lucruri și iată că acum sunteți în situația în care orice ați întreprinde, această rună, arbore de tisa, orice ați întreprinde, se lovește de această grindină. Fărâmițarea problemelor, schimbarea situației, nu puteți merge mai departe și aveți blocaj după blocaj. E o etalare destul de negativă, să știți. Aici aveți o energie masculină care v-a trădat, v-a mințit. Un bărbat care nu este aproape de voi, dar este o persoană rău intenționată și este o cădere. Poate să reprezinte și o cădere. Și aici o altă rună care arată la fel o energie feminină care v-a mințit, v-a trădat din cauza egoismului, a răutății personale și nu v-ați putut folosi intuiția pentru a vedea această situație dificilă, dar aici aveți o singură rună care vă poate scăpa de toate astea. Vedeți, toate sunt strânse în jurul ei. Dacă voi veți prefera dreptatea, adevărul, corectitudinea, veți alege aceste aspecte, atunci veți reuși să deblocați această situație și aveți o susținere, parcă din partea acestei rune, arborele de tisă, din care se confecționau bărcile nordicilor, și vă ajută să rezolvați această situație total negativă în avantajul vostru. Acesta ar fi aspectul principal. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, totul depinde de voi. Este o rună de condiționare. Numai prin dreptate, adevăr, puteți să rezolvați totul. Dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!